Universul liturgic al Ortodoxiei Realizator, Părintele Protosinghel Simeon Pintea Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, și vă spun tuturor, Doamne ajută! Am venit din nou în fața dumneavoastră cu Câteva gânduri legate de, de cultul eclezial, de cultul bisericesc, de modul în care noi, oamenii creștini, ne raportăm liturgic la, la Dumnezeu. Și am venit cu aceste gânduri în continuarea celor spuse în emisiunea, în emisiunea trecută, în care am, am început deja să. Reflectăm împreună asupra locului lui Dumnezeu în, în cultul creștin. Am spus atunci că obiectul sau ținta cultului este în general Dumnezeul Revelației, Dumnezeu așa cum s-a descoperit el în decursul timpului, cum, cum s-a revelat el în decursul istoriei omului și Dumnezeul acesta al Revelației este, este în cele din urmă adorat în, în, în cultul creștin. Sigur, am nuanțat anumite, anumite aspecte din această afirmație și am, am accentuat data trecută, în emisiunea trecută, mai ales faptul că cultul creștin, cultul Bisericii, are un caracter trinitar adică prea sfânta trăime, Dumnezeu, așa cum, cum s-a descoperit El în, 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 decursul timpului și, și cum ni s-a revelat El ca unul în ființă, întrăit în persoane, este, este celebrat Dumnezeul, Dumnezeu prea sfânta trăime este, este, celebrat, este adorat în, în cultul creștin. Sigur, această, această celebrare a prea Sfintei Trăimi în cult este, pe de o parte, sau se referă, pe de o parte, la, la unicitatea ființei lui Dumnezeu, pe de altă parte, se referă la fiecare persoană în parte. Mai precis, noi îl invocăm în cultul creștin, în, în liturghie, în, în celebrările noastre, în sărbătorile noastre, în rugăciunile noastre, pe Dumnezeu. La modul general, adresându-ne lui prin, prin această formulare, Dumnezeul Ceresc sau Dumnezeu Atoțitorul, pe de altă parte, în, în doxologii, în, în, în ecfonisele, adică în, în formulele de încheiere ale rugăciunilor, dar și în, în cântări sau în rugăciuni sau chiar în, în anumite sărbători, în comemorări liturgice, noi evocăm, fiecare persoană a preasfintei trăim în parte. Astfel ne rugăm Tatălui, dar în același timp ne putem ruga și Fiului sau Sfântului Duh. trăimii celei de ofință și nedespărțite. Fiecare dintre persoanele preasfintei trăim are are un loc al său, are un loc specific în, însă, în, în cultul creștin. Dacă ne referim la persoana Tatălui ceresc, locul lui, locul Tatălui în cultul creștin este determinat atât de calitățile sale ființiale, cât și de calitățile sale economice, ce înseamnă lucrul acesta? Locul său în cult, locul tatălui în cult este determinat de ceea ce este el în ființa sa, adică născător al fiului și purcezător al Duhului Sfânt, așa cum cum ni s-a revelat, cum ni s-a descoperit el și așa cum biserica prin 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 cugetarea părinților noștri într-o credință și prin dogmele credinței au formulat învățătura despre, despre Dumnezeirea Tatălui. Deci, aceste calități, să zicem, de a fi născător veșnic al Fiului și purcezător veșnic al, al, Duhului Sfânt sunt, sunt calități sau atribute ființiale, țin de însă și esența de esența Părintelui Ceresc. Pe de altă parte, Sigur, sigur noi îl numim pe, pe Tatăl ceresc și ziditorul proniatorul făcătorul cerului și al pământului stăpân și împărat al universului ca părinte al tuturor și ca izvor și originea tot ceea ce este bun și de folos lumii și omului aceste calități aceste atribute pe care pe care le invocăm adeseori în rugăciunile noastre, în cultul eclezial, nu sunt altceva decât calități sau atribute economice, adică ele, ele nu țin de ființa, de ființa, de ființa lui Dumnezeu Tatăl, ci țin de lucrarea sa în exterior, sigur, nefiind în același timp separate întru totul de ființă, de ființa sa. Nu se poate face o separare netă, o separare tranșantă între ființa și lucrarea lui Dumnezeu. Însă, dacă ne referim la locul Tatălui ceresc în, 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 în sânul preasfintei trăimi, așa cum, cum afirmă părinții noștri într-o credință acest loc, adică afirmând monarhia Tatălui, afirmându-l pe Tatăl, pe Părintele Ceresc, ca principiu al Dumnezeirii, ca născător al Fiului și ca purcezător al Duhului Sfânt, atunci putem spune, pe bună dreptate, că Tatăl Ceresc are un loc specific în cultul bisericesc, în cultul creștin. Tatăl este, și putem observa foarte, foarte ușor lucrul acesta, sigur, cei care participăm la, la sfintele slujbe, cei care cunoaștem calendarul creștin, dacă ne uităm în calendar, vom vedea lucrul acesta, că întotdeauna Părintele Ceresc este obiectul sau ținta cultului. El este ținta cultului prin excelență. Întreaga rugăciune eclezială este adresată Părintelui Ceresc, deși persoana lui nu reprezintă niciodată obiectul memorialului liturgic, adică, cu alte cuvinte, nu există nicio sărbătoare închinată tatălui. Și în înțelesul strict al cuvântului, nu există nici chiar icoana tatălui. Biserica a fost, biserica ortodoxă a fost întotdeauna prudentă în reprezentările antropomorfe ale, ale Părintelui Ceresc. Ne aducem aminte că în cultul icoanelor, icoana tatălui nu este alt cineva decât fiul. El însuși, el însuși spunea despre sine: Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe tatăl. Și Sfântul Apostol Pavel spunea de asemenea despre fiul că el este, adică Hristos, este, este chipul, adică icoana lui Dumnezeu celui nevăzut. Deci, Biserica întotdeauna a fost prudentă în aceste reprezentări. Sigur că au existat. Au existat în decursul timpului, dar um, ele, ele nu sunt reprezentări canonice, nu au fost acceptate ca reprezentări uh, care exprimă care exprimă învățătura de, de, de credință despre Tatăl. Deci, nu există sărbătoare, nu există icoana Tatălui. El nu reprezintă uh, niciodată, nu reprezintă. Uh, Obiectul memorialului liturgic, așa cum se întâmplă bunoară cu cu, 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 cu persoana fiului, dacă ne referim numai numai la um, sărbătorile cristologice, la praznicele împărătești. Iată, suntem în postul nașterii Domnului și urmează să să prăzduim la sfârșitul acestui post um, un eveniment Legat de nu, un eveniment istoric, legat de, de, de venirea sa în lume și ca om, nu? E vorba despre o anamneză, despre un memorial. Sigur, memorialul liturgic are, are dimensiunile sale uh, metafizice și metaistorice, adică pe noi ne face contemporani prin celebrările liturgice și prin, prin, viața sacramentală a bisericii cu evenimentul preznuit. Dar acolo este vorba despre un memorial cristologic. Noi de Crăciun nu, ne aducem aminte de nașterea lui Hristos, de, de bunăvestire, ne aducem aminte de întruparea sa, de zămislirea sa în pântecele fecioarei. Iată, doar, doar două exemple ar putea să fie mult mai multe. Orientarea întregului cult către Tatăl Ceresc este de fapt sau reprezintă regula de rugăciune a bisericii. Aceasta se poate verifica, la această regulă se poate verifica la cel mai înalt nivel. E vorba despre rugăciunea euharistică, în anaforalele liturgice, toate aceste rugăciuni ale Sfintei Jertfe, adică cea mai importantă rugăciune, să zicem, miezul Dumnezeștii liturghii. Rugăciunea în care culminează Dumnezească liturgie, asta este anaforaua liturgică, anaforalele liturgice, toate sunt adresate Tatălui. Chiar e o lege aproape universală ca aceste rugăciuni liturgice în biserică în biserică, deja începând cu biserica primară, să fie adresate Părintelui Ceresc. Desigur, în această regulă se înscriu și cele două rugăciuni ale Sfintei Jertfe din ritul bizantin, adică din cultul ortodox de azi, pe care le celebrăm noi, este vorba despre despre liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur, pe care o celebrează Biserica Ortodoxă în fiecare, în fiecare zi, mai puțin în, în, în cele 10 zile în care celebrăm Liturgia Sfântului Vasile cel Mare, și bineînțeles în, în zilele de rând ale Postului Mare, când uh, celebrăm Liturgia Darurilor Înainte Sfințite. Dar uh, Anaforaua Liturgică a Sfântului Ioan Gură de Aur și Anaforaua Liturgică a Sfântului Vasile cel Mare, aceste două Anaforale Liturgie, adică rugăciuni, ale Sfintei Jertfe sunt adresate Părintelui Ceresc, Tatălui Ceresc. Și aș dori să citesc partea introductivă, prefața din anafuraua sau din rugăciunea Sfintei Jertfe, redactată de către Sfântul Vasile cel Mare, și care nu este altceva decât o înflăcărată doxologie adresată Părintelui Ceresc de către smerita făptură ce se află în fața măreției și transcendenței sale. Iată cum începe această rugăciune impresionantă și care, care se rostește de fiecare dată când Biserica Ortodoxă celebrează liturgia Sfântului Vasile cel Mare. Cel ce ești stăpâne Doamne Dumnezeule, Părinte a toții torule, cel închinat, cu adevărat, vrednic și drept și cuvenit lucru este, pentru marea a sfințeniei tale. Pe tine a te lăuda, ți ți cânta, pe tine a te binecuvânta, ția a ne închina, ție a-ți aduce această mulțumire, pe tine a te slăvi, cel ce ești, cel ce ești singur Dumnezeu, cu adevărat, și ție a-ți aduce această slujire, cuvântătoarea noastră, cu inimă înfrântă și cu duh de smerenie, stăpâne al tuturor, Doamne al cerului și al pământului și a toată făptura cea văzută și cea nevăzută, cel ce șezi pe tronul slavei și privește adâncurile, cel ce ești fără de început, nevăzut, neajuns, necuprins, neschimbat, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos al Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru este, este prefațio, prefața sau începutul acestei rugăciuni impresionante din, din liturgia bizantină, din formularul liturgic bizantin al Sfântului Vasile Cel Mare. Sigur, imediat dacă suntem atenți la conținutul acestei rugăciuni, vom sesiza că este adresată Părintelui Ceresc și că, și că această adresare, această țintă a ei sau țintirea ei către Părintele Ceresc se datorează, se datorează locului pe care Tatăl îl ocupă în sânul preasfintei trăimi. Adică, cum am zis, cum există această formulare în, în, teologia trinitară, monarhia Tatălui, Tatăl ca principiu al Dumnezeirii, ca născător al Fiului, nu? Zice Sfântul Vasile cel Mare în această rugăciune, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos al Marelui Dumnezeu. Și dacă am citit rugăciunea mai încolo, am sesiza că, că densul evocă și această calitate ființială a Tatălui de a fi purcezătorul duhului, adică originea, originea veșnică a, a celor două persoane dumnezeiești, a celor două mâini. E formularea Sfântului Irineu de Lyon, însul de a trăit în, în viacul al treilea formularea Sfântului Irineu de Lion, că fiul și Duhul Sfânt sunt cele două mâini. Ale, ale Tatălui prin care El creasă, prin care El mântuiește, prin care El sfințește, desăvârșește lumea. Așadar, cultul ortodox se manifestă că cultul ortodox este adresat, reținem lucrul acesta, e foarte important acest fapt de reținut, este adresat în general Părintelui Ceresc, în primul rând Părintelui Ceresc. Dar cultul ortodox manifestă limpede și această reciprocitate a slujirilor, a cuvântului întrupat și a Duhului celui dumnezeiesc. Am zis că Fiul și Cuvântul Dumnezeu și Duhul Sfânt sunt potrivit, potrivit Sfântului, Sfântului Irineu, al Ionului sunt cele două mâini ale, ale Tatălui. Există o reciprocitate a slujirilor, a, 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 a economiei a lucrărilor în, în această lume. Sigur, această reciprocitate a slujirilor se poate observa și în, în cultul eclezial. Și când zicem lucrul acesta, ne fundamentăm în special pe învățătura pe învățătura biblică Noului Testament, pe lângă Tatăl, pe lângă Tatăl mijlocesc simultan. Adică îi aduc un cult, nu aduc un cult Tatălui, atât Mântuitorul nostru Isus Hristos în calitatea sa de mare arhiereu, cât și Duhul în calitate de mângâietor, sfințitor, datător de daruri doar dacă ne referim la, la, această slujire arhierească a Mântuitorului nostru Isus Hristos, este de ajuns să ne gândim la, la epistola uh, către evreia Sfântului Apostol Pavel, în care în, care, în amănunt este descrisă uh, această, această slujire arhierească, de mare preot, de mijlocitor, nu că aceasta înseamnă preot, a fi mijlocitor, deci calitatea aceasta de mijlocitor al, al a lui Hristos, al lui Hristos mare arhiereu. De asemenea, rugăciunea sa de mijlocire, profunda sa rugăciune de mijlocire pentru întreaga lume, pentru biserică, o rugăciune prin care, prin care, invocă de la Părintele Ceresc pe Duhul Sfânt ca să-L trimită, pe celălalt mângâietor, nu asupra lumii, asupra bisericii care întemeiază biserica, care sfințește lumea, se găsește această rugăciune așadar, rugăciunea arhierească este chiar numită în, în capitolul al 14-lea al Evangheliei de la Ioan, în această în această, zicem, în acest loc special în care se află părintele ceresc în rugăciunile bisericii. În rugăciunile bisericii noi sesizăm că adresările adresările noastre, adresările credincioșilor prin cântări, prin rugăciuni, prin, prin celebrări, sunt înalțate în primul rând către părintele ceresc. Către Tatăl se înalță rugăciunea bisericii. Și aici biserica unită cu Hristos prin Duhul Sfânt. Este, este o imagine, este, este un, o formulare pe care o avem de la, de la, Sfânt, de la fericitul Augustin. Biserica Hristosul total, adică biserica în calitatea sa de, de trup mistic al lui Hristos dar unit cu, 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 cu capul său care este Isus Hristos. Iar ca răspuns la această mijlocire a bisericii a Hristosului total, adică al lui Hristos, al Mântuitorului Hristos unit cu, cu trupul său mistic ca răspuns pentru la această rugăciune de la părintele luminilor vine tot darul, cel de săvârșit și toată darea cea bună. Zice Sfântul apostol și apostol Iacob în, în, în Epistola sa sobornicească în capitolul 1, în versetul 17. Rugăciunea către Tatăl ne introduce, bineînțeles, într-o într-o relație de intimitate, de familiaritate, de filiație. Nu? Suntem, noi suntem conștienți că în momentul în care ne, ne rugăm Părintelui Ceresc, ne rugăm Tatălui Ceresc, îl numim Tatăl nostru, noi suntem conștienți de faptul că suntem fii ai Părintelui Ceresc. De aceea, este, este, culmea rugăciunilor. Rugăciunea Tatăl nostru este cea mai importantă dintre, dintre rugăciunile ecleziale. Dacă, dacă suntem atenți la celebrările noastre, la sfintele noastre slujbe, la cursul Dumnezeiești liturghii, vom sesiza că rugăciunea Tatăl nostru este punctul culminant al cultului, ale Euharistiei, toate slujbele culminează, de fapt, în, în, în această rugăciune, mai precis în, în numirea lui Dumnezeu ca Tată. Sigur, lucrul acesta nu se putea face de către, de către cei din, din Vechiul Legământ, deși, deja în, în, în Vechiul Testament, în Vechiul Legământ, Dumnezeu și-a arătat și-a revelat și această uh, calitate uh, și această paternitate a sa, dar nu atât de, nu atât de direct ca, în, în, ca în, în, în nou legământ. În nou legământ uh, l-a trimis pe fiul său ca să se facă om, nu? Zice acest fapt, acest cuvânt, Sfântul Apostol Pavel, pentru ca prin el să ne înfieze pe noi, adică să devenim și noi fi prin fiul, la rândul nostru să devenim, să devenim și noi fi prin fiul. Și de fapt ceea ce ne-a descoperit, ceea ce ne-a revelat Domnul nostru Isus Hristos este această calitate a noastră de fi am dobândit în fierea și repet această această idee fundamentală până la urmă a credinței noastre este reluată mereu și în cugetarea Noului Testament, dar sigur și în, în, în cultul liturgic al bisericii. Bineînțeles că această, această, calitate de fi ne pune, ne așează într-o într alt fel de relație într-o altă relaționare cu Părintele Ceresc. Nu mai suntem, zice Sfântul Apostol Pavel, nu mai suntem slugi, nu mai suntem sluși, ci suntem fi. Sigur că prin, prin aceasta suntem și împreună moștenitori cu Fiul. Este vorba despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, adică moștenim și noi locul Fiului, locul fiului. Și de aceea, în cultul liturgic, în cultul liturgic, atunci când ne referim la ținta cultului liturgic, nu ne referim la, la Părintele Ceresc ca obiect sau ținta cultului, noi, noi afirmăm adeseori această, această relație, această relație de filiație și de paternitate dacă ne referim la, la, la Dumnezeu și de filiație dacă ne, referim, dacă ne referim la noi, la cei care aducem cultul. Și am zis că toate, toate slujbele, toate celebrările noastre culminează cu tocmai cu această invocare sau cu această, această numire, această chemare a lui Dumnezeu ca tată. Ne aducem aminte de formularea din liturgia Sfântului Angură de Aur și ne învrednicește pe noi stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă, să cutezăm a te chema, a te numi, cu alte cuvinte, pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată. Tată și a zice. Și bineînțeles urmează rugăciunea, rugăciunea Tatăl nostru. Așadar rugăciunea Tatăl nostru este punctul culminant, punctul culminant al al, al liturgiei. și sigur că această, această, formulare stă în legătură de fapt cu epicleza, cu cer, cu, cu, invocarea Duhului Sfânt, pentru că numai în Duhul Sfânt, numai în Duhul Sfânt avem această, această acest timbold și această, această putere, această înțelepciune de a-L numi pe Dumnezeu uh, Tatăl. Uh, în același timp, sigur, cultul menține simțirea transcendenței dumnezeiești și simțământul abisului de netrecut care ne desparte de persoana, de persoana tatălui, a tainei celui care locuiește într-o lumină neapropiată pe care nimeni nu l-a văzut vreodată dintre oameni și nici nu Poate să-l vadă așa cum, cum, cum afirmă lucrul acesta al transcendenței de pline a Tatălui, Sfântul, Sfântul Apostol Pavel. Însă, avem această, avem această deschidere, avem, avem această familiaritate, acest dor pe care Duhul Sfânt ni-l ni sădește în sufletele noastre și nu numai la Sfânta liturgie, ci cum am spus, la toate rugăciunile. Dacă ne gândim doar la, la, la setul de, de rugăciuni începătoare, nu în primul rând îl invocăm pe, pe Duhul Sfânt ca să ne însufle, zicem împărate ceresc, după aceea ne adresăm prea Sfintei Treim și în cele din urmă avem această îndrăzneală să-L numim pe Dumnezeu tată zicând rugăciunea, rugăciunea Tatăl nostru. Iată, s-au scurs minutele pentru emisiunea de astăzi și am, am reușit să reflectăm împreună la, la locul, la locul Părintelui Ceresc în cultul eclezial, în rugăciunile noastre, în celebrările noastre. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, data viitoare vom continua. Această temă pe care am deschis-o, iată, deja de două săptămâni, reflectăm la la ea și vom, vom, vom încerca să vedem care este locul lui Hristos și care este locul Duhului Sfânt în, în cultul eclezial. Până atunci, pace și bucurie vă doresc tuturor! Să aveți o săptămână bună și cu post, cu post bun, cu post rodnic. Cu rugăciuni, cu rugăciuni puternice, cu slujbe frumoase. Pace și bucurie tuturor! Universul liturgic al Ortodoxiei Realizator, Părintele Protosinghel Simeon Pintea.